Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod nord în balanță, etalare pentru decembrie 2021. Sper să descarc în timp util și fecioara. Dacă nu, asta e mai apar schimbare de ritm. În timp ce am amestecat, dragii mei, balanțelor, spuneți-mi și mie, de câte ori ați dat cafeaua în foc în ultima vreme? Pentru că eu în ultima vreme tot dau cafeaua în foc, nu știu ce se întâmplă. O fi vreun semn? Cred că semnul este că sunt eu un pic cam obosită, stresată, poate. Am alergat foarte mult, de aproape o lună de zile, de când cu acel cățel despre care v-am mai zis, care a fost accidentat exact în fața mea și pe care mi-am propus să-l salvez. Și da, a trebuit să alerg foarte mult pentru acest cățel și probabil se simte, începe să se resimtă. În timp ce amestecam cărțile, o să mai iau o carte în fața voastră. A apărut Regina de Cupe invers și apoi la un moment dat Șapte de Pământ tot invers. Cineva nu exprimă emoțiile. Cineva nu exprimă dragostea, că sunteți voi, că e altă persoană posibil. Regina de Cupe invers poate să devină uneori mare grijă, pentru că sunt mai multe mesaje în aceste două cărți. Poate să devină manipulatoare emoțională. Nu musai. Când vorbesc de Regina de Cupe, de Regina de Ape, nu mă refer musai la o zodie anume sau la un anume tipar, cât la un anume caracter. Poate să fie orice zodie. Puteți să fiți și voi, dacă ar fi să fim sinceri, toți avem tendințe din acestea, uneori, da? Însă, e o situație în care ori sunteți manipulați, sunteți manipulați emoțional și v-ați cam săturat să investiți în această situație, pentru că apare Șapte de Pământ invers. Șapte de Pământ, în general, investește, are răbdare, lucrează, da? Lucrează. Pentru. În slujba. E casa șapte a balanței, nu? În slujba celorlalți. Dacă simțiți că există această energie manipulatoare, se pare că tot voi o să simți nevoia să nu mai investiți. La capătul setului de cărți aveți un vale de cupe, nevoia de a exprima emoțional, eventual în altă parte, sau de a exprima niște scuze, așteptați niște scuze sau trebuie să împărtășiți niște scuze cuiva de care v-ați îndepărtat emoțional. Pasiune mare este Regele de Foc, Asul de Foc, dar a fost nevoia doi de aer. În general este Marte sau Mercur în balanță, doi de aer. Stă și cântărește. Fluturele de sus sau cioara de mână? Glumesc, da? Stați și cântăriți. Vă puneți în ordine gândurile și pentru acestea probabil că v-ați detașat emoțional sau cineva s-a detașat ca să facă acest lucru. Oricum se așteaptă ori exprimare emoțională. Nu mai aveți răbdare, Șapte de Pământ poate să fie, și să nu mai aveți răbdare să rețineți atâtea emoții neexprimate. Varianta bună a acestui mesaj asta este și să vă doriți să împărtășiți parte din simțurile voastre, sentimentele, romantismul care vă caracterizează uneori pe unii dintre voi, nu pe toți, sau de fapt pe toți, dar atunci când dăm acces, ne dăm voie la acest ocean plin de emoții, de poezie, de romantism. Unii nu-și dau voie, dar se pare că cineva ori nu mai are răbdare și vrea să împărtășească parte din aceste emoții, această lume emoțională, pentru că a înțeles că detașat emoțional nu ajunge nicăieri. Dar mai este un alt mesaj în plus, am senzația că este paralel mesajul sau situațiile, sunt două situații paralele. Dacă aveți în preajmă pe cineva care vă manipulează emoțional, și ce înseamnă asta? Haideți să vă zic ce înseamnă manipulare. Vă dau un exemplu, da? Începe să plângă persoana respectivă că fără voi nu o să facă față situației, că voi sunteți X, Y, soarele lor și că baza lor și că stabilitatea lor, la 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 la. Sau dimpotrivă. Să spună că din cauza voastră ei nu au reușit cu tare lucruri și încep să plângă și să dramatizeze, da? E o regină dramatică, ca și Regina de Bâte invers. Amândouă, când sunt invers, așteptați-vă la spectacole, da?
lacrimogene la regina de bâte poate să se lase și cu crize de gelozie și accese, da? De nebunie. Nebunie, da. Egoism, de răzbunare, da? Deci, sunt niște situații. Poți să fie amândouă. Să vă detașați de cineva care, față de care simțiți multă pasiune și atracție, tocmai din cauza că trebuie să aveți de-a face cu acest personaj. Bărbat, femeie, nu contează. Poate să fie și bărbat. Regina de cupe invers. Nu. Ați hotărât să zic că, domne, nu ne potrivim, vrem să ne separăm drumurile. Ah, ce ai făcut? M-ai trădat, m-ai lăsat să sper în dragostea ta că ești un A, X, Y, Z. Da? Bărbat, femeie, nu contează. Cam așa fac. Da? O zi, pentru că, ia uite, 9 de aer, super stres, aveți din cauza aceasta 6 de cupe. Și există și o dragoste foarte profundă. Am senzația că sunt două povești, da? Un suflet pereche care vă așteaptă. Acum, pun cărțile deoparte și vă mai povestesc ce a venit. Roata norocului, trebuie să schimbați ceva, da? Să ieșiți din manipularea cea emoțională a cuiva. Poate să fie și un prieten de viață, un coleg, mama, tata, frate, soră, da? Prietenul cel mai bun sau prietena cea mai bună, da? Care îi spuneți că v-ați îndrăgostit și că vreți să faceți ceva și își dă seama că nu o să mai aveți timp de ei și încep, stai, că nu e persoana potrivită, știți? Sunt chestiuni, sunt oamenii. Sunt oameni. Cu bune și cu rele. Roata norocului, vreți să schimbați ceva? 10, poate sunteți născuți în a 10-a, 8-a, 10-a, nu știu. Nu musai, sunteți născuți în octombrie, poate. Pentru unii posibil să vreți să munciți. Ah, da, să vreți să munciți într-o relație, să explicați niște confuzii cuiva sau așteptați ca cineva să vă explice niște emoții, cum am zis, 3 de cupe, 9 de cupe. Sunt, uite, cavalerul de cupe, valetul de cupe, vai, și steaua. Există cineva care vă trezește la viață, ia uite, judecata și steaua. Există cineva care vă trezește la viață. Și ați tot reținut cu luna. A, poate ați simțit, v-a fost teamă că vă manipulează ca persoana cealaltă, aceea pe care o știți doar voi. Nu știu eu. Eu știu că există în viața voastră, da? O persoană manipulatoare și când ați simțit atâtea emoții, v-a fost teamă că nu cumva să fiți manipulați de această persoană. Dar se pare că luați decizia să vă iubiți și să vă bucurați de dragoste, de prieteni, de romantism și să mergeți cu viteză. Și faetonul și cavalerul de spade prinde viteză. Știm că unele balanțe au, da, sunt vitezomane. Unele, nu toată lumea, da? Și vreți să mergeți, să munciți într-o situație care rămâne totuși, cum să zic, e o situație de suflet. Apare luna, da? Luna înseamnă sufletul vostru. E o situație de suflet în care dacă nu munciți, apar confuziile și cred că nu vreți. Vreți să schimbați energia, vreți să nu mai repetați greșelile trecutului eventual. Ia uite, 8 de spade, să vă reprogramați, să ieșiți din aceste blocaje mentale, că toată lumea poate să fie manipulatoare, eu știu de care, da? Din seria mesajelor de la Înger, dați-vă șansa la dragoste, îmbrățișați-vă emoțiile, da? Dar trebuie să discerneți, că am văzut totuși un 2 de aer, parcă nu, trebuie să discerneți care sunt emoțiile sănătoase sau cine vă creează emoții sănătoase și cine vă creează senzație de vinovăție. Adică emoții nesănătoase. Există un personaj în viața voastră cu care ați pus într-o fel sau altul baza unei viitoare relații. Dați-vă șansa la această relație, îmbrățișați-vă emoțiile. Și când vorbesc de fundație, ia uite, petreceți timp de calitate, că tot vin sărbătorile, petreceți timp de calitate cu ei. Și când spun fundație, nu mă refer la faptul că aveți o casă, familie, mă refer la faptul orică este prin preajmă, din copilărie, de pe lângă casă, eu știu unde stați, cu chirie, cu nechirie, din cartier, un personal, înseamnă, această fundație seamănă un pic cu 6 de cupe, ca și imagine. Un personaj cu care eventual aveți sentimentul că aveți, poate să fie fundația pusă în alte vieți, ați început ceva și urmează să continuați în această viață. Hai să vedem mesaje
pentru balanțe. Și balanțele care dau cafea în foc și balanțele care nu dau cafea în foc. Da. Pentru toate balanțele. E, frumos. Dacă e pentru toate balanțele, să fie de bine. Nu știu ce am. Ia, asta. Protejați-i pe cei pe care iubiți. Adică, nu vă îndepărtați de ei, protejați-i. Pentru că sunt oameni pe care iubiți și pe care, de care uneori ne îndepărtăm. De ce simt nevoia să mă amestec? Dar aveți numărul 10? Ați mai avut și 10 mai devreme. 10 să însemne ceva pentru voi. Octombrie nu obligatoriu. Poate 10, nu știu. Numărul de la mașină de la apartament este un număr important. Data voastră de așa. Dar 10? De fapt este 1. Înseamnă manifestare. Dacă iubiți pe cineva, asta așteptam. Da, practicați compasiune față de cei care v-au manipulat. Da, iertați-i. Aveți compasiune și protejați-i, uite, concentrați-vă pe dragoste, pe dragoste față de voi, pe iertare, da? Priviți la frumosul din fiecare, da? În fiecare există, ia uite, frumos, în fiecare există, chiar și în dragonașul ăsta, da? E ceva frumos. Și când vorbim de compasiune, de dragoste, nu vorbim de rațiune, asta ca să țineți minte, pentru că totuși sunteți marcați de aer într-o formă sau alta și rațiunea e una, logica e alta, compasiunea vine din suflet. Nu are nicio treabă nici cu logica, nici cu compasiune, iertarea și dragostea. Energia generală pentru balanță. Astea sunt cam multe. Ia. 2 de foc. Da, vreți să faceți planul? 8 de foc. 2 de foc, 8 de foc. Vreți să mergeți înspre cineva. 8 de foc înseamnă de obicei călătorie. Seamănă cu puterea și în acest set de cărți. 8 de foc. Posibil cineva vă inspiră să mergeți înspre ei sau într-o călătorie. 3 de cupe, ce frumos! Această călătorie, această comunicare, 8 de foc poate să fie și o comunicare cu cineva care vă inspiră, vă dă forță, da? Să mergeți mai departe, vă iluminează, vă luminează drumul, acest personaj vă aduce bucurie. Dar, ce apare? Luna. Interesant că am văzut mai devreme luna. Probabil că acest un personaj în viața voastră, o persoană, personaj zic eu, da? Vă atinge sufletul. Dar mai vreau o carte, vreau o carte. Iar vin mai multe. De ce vreți să vorbiți? Am înțeles eu că vreți să vorbiți, dar haideți să ne concentrăm pe o singură carte. Maxim două. Mesaje generale. Asta. 8 de cupe. Ha. Și iar, iată, transformare. Mesagerul de foc. Aveți răbdare. În această perioadă în care a trebuit să aveți răbdare, ați preferat poate unii să visați. Sau să vă orientați către alte opțiuni. Da, apare mesagerul de foc, cavalerul de foc. Apare acel ceva, acea persoană, da, care vă aprinde și vă îndeamnă, nu doar că vă aprinde, vă îndeamnă la transformare, pasiunea pentru acea persoană vă cheamă la transformare. Că e a voastră, că e a cuiva, că voi faceți acest lucru față de altcineva, vedeți. Dar aici apare, iar reapare, 8 de foc, călătoria și altot. Și iar transformare. Sunteți într-un iar proces de transformare, bine, de mai mult timp. Sunteți, dar revenim la această transformare. Probabil că e Pluto. Pentru unii. 8 de cupe. E o călătorie, iar, emoțională, către un personaj care vă aduce fericire, vă învață să vă iubiți, eventual. Și ce mai simt? 8 de cupe este detașarea de persoanele care v-au manipulat eventual pentru bani. Au zis, vai, cum o să mă descurc eu fără banii pe care dai tu în casă? Că ești stâlpul familie sau stâlpa. În fine, 3 de spade, au dat, da? Dezamăgire, vă dezamăgesc oamenii ăștia. Mai, balanțe odată. Ce aveți mai? Ia uite, sunteți supărați. Rege de spade și 5 de cupe. Ori posibil sunteți și voi supărați, dar și cuiva este dor de voi. Cuiva este, cred că e dor de voi. Odată balanțelor de 2 decembrie e curior. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în balanță.
Ce-a făcut? Nu. Deci așa făcui. A, facem așa. Hai să facem altfel, da? Asta era ideea. 9 de bute. În sufletul vostru. O să clarificăm exact. Dar 9 de bute, după cum vedeți, e cam rănit. V-ați cam pus granițe la suflet. Într-o formă sau alta. Dar ce-i frumos că totuși ați păstrat o portiță pentru cineva. Dar trebuie să intre. Să aibă o anumită măsură. Știți, dacă e prea gras, nu intră. Dacă e prea subțire, iar e prea subțire, trebuie să aibă o anumită măsură. Cineva special poate să intre. Doar cineva special. E bine că n-ați blocat de tot. Cavalerul de bâte. Posibil bine. Ar putea să fie chiar acest personaj, da? Care e atât de, nu știu, e entuziast. Așa îl văd eu acum. Rămâne de văzut ce alte mesaje vor apare. E entuziast? Plin de pasiune? De idei? Da, și în stare să dărâme acest gard. Să sară peste el. Vedem? Ia uite soarele. Undeva în depărtare. Soarele. A fost un moment de bucurie cu cineva. Vedem ce ar putea să însemne, că soarele înseamnă foarte mult. Înseamnă și copilul vostru și copilul interior și momente de bucurie. Vedem? Să sperăm că rămâne așa deocamdată. În ultima vreme ați experimentat tăcerea. După soare, da? Vine după vară, vine toamnă, iarnă, de fapt iarnă, da? La voi iarna a venit un pic mai devreme, dar să sperăm că, da, se schimbă un pic altfel anotimpul în viața voastră. În ultima vreme, eremitul. Deci după această fericire ați intrat într-o tăcere, într-o separare eventual. N-ați mai vorbit cu cineva? Și aici e provocarea. De ce n-ați mai vorbit? De ce v-ați blocat? Din cauza că sunteți răniți, da? Da! Învățați, pentru că este Chiron. Chiron este profesorul, cel care suferă și învață din suferința sa, îi învață și pe ceilalți. Aveți posibilitatea să învățați pe cei care vin despre dragoste, suferința în dragoste, da? Înțelepciunea pe care ați găsit-o. Post-happiness. În fine, în viitor, valetul de spade, posibil cineva să vă urmărească. Vedem. Asul de spade. E o trezire. Este o victorie. E o cuvântare. Aveți de exprimat ceva, asul de spade. Să exprimați ceva ce ați înțeles. Aveți 2 de 9. Noua este expansiune. Și mentală, dar și fizică. Prin bâte, prin acțiune. Aici e provocarea. Gata, ați stat, ați creat ziduri, ați analizat, ați încercat să vă vindecați, ați găsit soluțiile. Se pare că le-ați găsit, inclusiv cu asul de spade, da? Chiron găsește soluțiile. Eremitul mai devreme sau mai târziu găsește steaua. Și voi în prezent sunteți aproape de soluție cu acest as de spade. Ați înțeles de ce v-ați blocat, de ce. Vedeți și ce cu soarele asta, dacă este fericire adevărată sau este o fericire temporară. Pe care ați experimentat-o tocmai ca să înțelegeți niște lucruri. Rămâne de văzut. Însă cavalerul de bâte îndeamnă la acțiune. Deocamdată aceste cărți sunt mentale. Singurul care are a exprimat, să zic, un pas înainte. Da? Dar una e un pas și alta e să te sui pe cai putere și să bași viteză. Da? Pentru că acesta, iar, are viteză. Una e să faci un pas înainte, să ieși la fereastră și să zici bună dimineața, cartier, sau bună dimineața, soare, lumina, adevăr, lumesc. Și alta e să ieși din casă, să te sui în mașină, pe bicicletă, pe ce vrei, sau să alergi alergătura aceea de dimineață, de fitness. Astăzi, nu știu ce, ce am la etalarea voastră. Opa! Mami! Măi, balanților, ăsta nu e sfat. Sorry, nu pot să-l iau de sfat. O să-l clarific, abia aștept să-l clarific. Dar, haideți un pic să mă las un pic inspirat. Da. Diavolul are și el acolo o misiune bună, uneori. În momentul în care luăm o decizie, da? Să fim atât de obsedați, să o îndeplinim, încât să nu mai
Da? Da? Să trecem la acțiune și să nu mai luăm în considerare niciun blocaj. Asta e partea bună a egoului, că dacă n-am avea ego, n-am face nimic în viață. Deși are și el multe părți negative, dar are și câteva bune, da? Asta din filozofiile sufite, că acestea actuale tot vorbesc, vai, egoul, egoul, dar fără ego ce ai face? Omule, pe acest pământ. În fine. E, să zicem, o determinare. Aș prefera să fie în zona carierei, pentru că reprezintă clasa 10-a publicului. Da, rămâne de văzut. Mai mult nu spun pentru că aștept clarificările. Exterior, 8 de cupe. Interesant, detașarea cuiva vă influențează. Avem și aici remitul. Ups. Ups. I did it again. Ori ați făcut pe cineva să se îndrăgostească de voi, ori v-ați... Ori ei v-au făcut să vă îndrăgostiți. Așa, ca din întâmplare. Dar iar apare interesant 8 de cupe, da? Vedeți? Leitmotivul. Și avem și transformare. Aveți transformare. 8, 8, 8. Casa 8 a scorpionului. Obsesiile, da? Asta e Pluto. Dar mesagerul de foc aici, cavalerul de foc este aici. Și răbdarea într-o formă sau alta se regăsește și la nouă de bute și la eremitul. Deci există confirmări că trebuie să transformați eventual ceva, o situație. Și transformarea a venit și prin tăcere și prin așa zisa detașare emoțională. Nu cred că a fost detașare totală. Cred că această detașare va crea adicții sau obsesie și mai mare. Dar, sau legătura a devenit și mai puternică. Rămâne de văzut. O să și clarificăm. Dar, vedem. Frica, 3 de spade, normal. Vă este teamă să nu fiți răniți. Da, cui nu este teamă și mie mi-e teamă, dar asta e, mergem înainte. Ce vă doriți să mergem înainte, dar să mergeți și voi, mergem cu toții. 6 de spade, să lăsați în urmă apele tulburi, da? Această suferință, e suferință în suflet, da? 3 de spade, da? Și să mergeți către soare. Ați simțit cândva ce e fericirea, dar rămâne de văzut dacă a fost autentică sau dacă rămâne să experimentați o altfel de fericire, da? Ia, vedeți? Adevărată. Sau poate a fost doar o fărâmă de fericire și trebuie să mai... Vreți mai mult? Vreți mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Ce reușiți să faceți? 7 de bâte. Ah, 5 de monede. Echilibru. Vreți să echilibrați ceva? Ia uite, iar apare 8 de bâte, da. Vă doriți foarte mult să vă luptați pentru echilibrarea unei situații în care v-ați simțit abandonați. Cred că 8 de cupe are legătură cu eremitul, da? Tăcerea aceasta, suferința, blocajele pe care vi le-ați spus voi, ei, într-o formă sau alta, sau și un șaltul, da? Problemele care au fost. 5 de monede. Și vreți să vă luptați, să echilibrați această situație, să o schimbați în bine. Pentru că apare totuși acțiunea, comunicarea, pasiunea. De fapt asta înseamnă, nu? Reechilibrare. Dacă e cupa goală din cauza lipsei cuiva, vrem să o umplem. Și cum o umplem dacă nu prin comunicare, acțiune, da? E ce frumos, o împăcare. Sau să mergeți către un personaj, am zis, din copilărie, din preajmă, din, nu știu, sau cu care simțiți că ați mai fost în alte vieți. Vă simțiți ca acasă cu ei. Da. Acest personaj vă dă stabilitate. O să pun cărțile acestea. Le rețineți. Dacă eu le uit, țineți-le voi minte. La capătul setului de cărți aveți 10 de bâte. Iar, ce am văzut mai devreme, regele de spade și 5 de cupe. Yeah.
Este un personaj care vă aduce multe emoții, vă învață să vă iubiți, vă cheamă într-o nouă direcție, într-un nou destin. Dar rațiunea probabil că va învăța să acționați sau să nu acționați și neacționând, că regele de spade nu prea acționează. E mai mult cu analiza, cu planurile, cu strategiile, cu gândurile, uneori mai verbalizează ca în aceste de cărți, dar posibil vreți să spuneți cuiva, cu asul de spade, vă doriți, există dorința de a exprima cuiva, cuiva de încredere, că am văzut șase de cupe, un personaj de încredere care vă simte, vă înțelege, compasiune, da? Aveți nevoie și voi de compasiune din partea cuiva, posibil cineva vă oferă? Sper. Și ce vreți să le spuneți? Că și voi ați obosit să vă luptați în direcții care nu au sens sau în relații, în situații care vă aduc suferință, doar muncă, suferință, muncă, suferință? Că vreți să vă cunoașteți? Da? Vreți să descoperiți? Frumos, dragoste adevărată, regina de spade și regele de cupe. Da? Și șapte de cupe. Nu știu, dorința unora este să vă descoperiți eventual o nouă cale, un nou destin și în primul rând ce înseamnă să fii plin emoțional la nouă de cupe? Da? Pentru că în ultima vreme ați cam uitat. Soarele ăsta apare undeva într-un trecut. Dar hai să clarificăm, da? Am început așa, mai vesel, acum masca mă tristat. Dar cel mai romantic mă tristează acest încornorat. Nu vreau să spun prea multe până nu apar clarificările. Hai să vedem, balanțelor. Nouă de bâte, central, odată. Adică în sufletul vostru, odată. De două ori. Acasă. De trei ori. 10 de monede. Aici este. Acasă. Ce înseamnă acasă variază. Că sunt părinții, rudele, că e soția, soțul, copii. Acolo apar niște probleme. Acolo vă simțiți răniți. Măi, vreți să ieșiți din această... Am senzația că e o încarcerare sufletească acolo. Dacă trebuie să jucați cum ați fost educați, învățați, cum v-au zis părinții, că și părinții v-au zis să vă căsătoriți, că așa e bine să vă căsătoriți și căsătoriile pe care le-ați văzut n-au fost cine știe ce de fericite. Dar nu trebuie să fii fericit în căsătorie, că toată lumea, vorba, majoritatea sunt căsătoriți și majoritatea sunt nefericiți, așa că... ia uite, stagnare. Dar trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Regele de cupe. Aici trebuie să învățați. Ia uite ce frumos. Îndrăgostiți. În primul și în primul rând. V-ați păcălit. Sau ați fugit, interesant. Pentru unii dintre voi, vedeți că e complexă povestea și sunteți mulți, de diferite generații, vârste, ascendenți, ce mai aveți pe aici, lună și așa. Unii dintre voi ați muncit, v-ați chinuit în această casă, patru de bâte, puterea, împăratul, da? Să vă asumați responsabilitățile. Și că o fi casa familiei din care veniți sau casa pe care v-ați făcut, variază. Dar apare pentru unii. Există un personaj care inițial v-a speriat prin, nu știu, prin independența sa, prin intuiția sa, prin înțelepciunea sa, posibil. V-a speriat. Dar vreți să încheiați un capitol și să... Ce să faceți? Să vedeți, de fapt, cuplul. Și aici este... Cuplul dintr-o altă perspectivă. Ce înseamnă sacrificiu un cuplu? Dacă, cu alte cuvinte, câte sacrificii poți să faci într-un cuplu?
Dacă există dragoste, chiar dragostea te pune la atâtea sacrificii? Adică, există un anume soi de sacrificiu pe care îl faci din dragoste și altele pe care le faci pentru că așa zice tradiția. În fine, și aici trebuie să vindecați. Recele de cupe pentru mine înseamnă echilibru emoțional, vindecare emoțională. Poate cineva totuși să vină și să vă influențeze emoțional. Într-un fel sau altul. Cavalerul de cupe, provocarea. Odată. Ia uite, justiția, sunteți voi chemați la acțiune. De două ori. De trei ori. Ia uite. Posibil să fie, da, dacă sunteți căsătoriți, sunteți eventual într-o situație neplăcută. Casă versus o nouă dragoste. Și dragoste mai, e dragoste, e regele de cupe. Și poate fi mai dragoste decât regele de cupe. Da? Dar e și atracție fizică, dar e și dragoste. La concluzia asta ajungeți, sau ați ajuns unii dintre voi. Și nu vorbesc de zodii, vorbesc de elemente. Pământ, da? Seamnă, material, cupele, emoții, spadele, gânduri, cuvinte, focul, acțiune, pasiune, spirit. Da? Aici este. Aici este provocarea. Cum? Aici este echilibru. Cum rămâneți și voi în echilibru, dar nu trebuie să fii. Ideea e să fii autentic. Nu să joci teatru. Să împarți timp și cu unul și cu altul. Trebuie să alegi, pentru că la justiție alegi. Și alegi echilibru, avem echilibru. Da? Și avem regele de cupe care e echilibrat emoțional. Este cel mai echilibrat emoțional, să știți. El guvernează oceanul. Și aici este. Voi sunteți, eventual, între un semn de pământ și un semn de foc. Și nu vorbesc de semne, de persoane. Caracteristici. Poate să fie și contracte pentru unii. Un contract, un loc de muncă să vă oblige să vă împărțiți timpul cu familia și jobul respectiv și să ajungeți la niște dezechilibre, posibil și asta pentru unii dintre voi. Da. Ce mai văd eu aici? Dar totuși, e această familie în care aveți niște blocaje, care ați fost învățați să rezistați. Că așa spune mama, tata, da. Și uite așa. La capătul se... Ia uite, ia uite, o nouă dragoste care vă vindecă 10 de... Hai, ai! Profesor spiritual, această dragoste este profesor spiritual, sorry. Adică nu, sorry, nu-mi pare rău. Dar voi trebuie să știți, e pasiune, e spiritualitate și e... Mai, pe cine ați întâlnit? V-ați întâlnit steaua, hm? Posibil unii dintre voi. Clarificăm soarele o dată. De două ori. De trei ori. Mare preot. Iar cu soarele și mare preot e profesor spiritual. Cineva care vă cheamă, vă trezește. Vă trezește. Dar această trezire aduce conflicte. Ia uite, trezire, trăsnet. Posibil. Nu e. Trezirea asta vă face să înțelegeți de fapt. Ia uite. Cât de mult a ținut 4 de bâte, regele de bâte, nu de bâte, 4 de monede, regele de monede, 4 de bâte, da? Chestiune care țin de casă, de tradiție, da? Și vă dărâmă. Această trezire vă dărâmă toate aceste construcții și sacrificii pe care le-ați făcut. Și vă obligă să alegeți. Și această alegere vă creează mult stres. Nouă de spade și nu doar stres, și conflicte cu cei din jur, evident. Conflicte, invidii. Și acest cavaler de monede reprezintă conștiința voastră care, dacă v-ați trezit la ceva nou, da, știți că încet și sigur veți ajunge acolo. Adică voi știți că oricum, mai devreme sau mai târziu, veți fi împreună cu acest personaj sau măcar veți avea o colaborare, veți crea ceva, pentru că soarele înseamnă și creație pentru mine. Veți vindeca niște lucruri, veți manifesta niște lucruri frumoase, mai devreme sau mai târziu.
Așa simplu. Acum, clarificăm eremitul. O dată, de două ori. Bine, aș putea să-mi iau o carte și aici să adâncim povestea, dar eu zic că e suficient. Așa, de trei ori. Ia uite, trei de distanța dintre voi și cineva v-a pus în această așteptare, în această tăcere. Trei de bute. Și tăcerea asta v-a învățat să sperați, pentru că trei de bute speră, vede lucrurile într-un mod pozitiv. Și cred că aici ați ajuns. Dacă o perioadă a apărut greu, întunecos, înfrigurată, sau în fine, v-ați simțit înfrigurați în această tăcere, în această lipsă de comunicare, în această distanță, trei de bute vă îndeamnă să aveți altfel de așteptări de la voi și să lăsați în urmă doi de bute. Să lăsați în urmă ceva. Da? Lăsați un 2, știți ce vreau să zic, da? Ca să luați un 1, o bâtă. Acest cavaler de bâte. Da? Acțiunea. Să acționați. Și să mergeți conform. E interesant, aici este steaua, este galbenă. Și aici tot cerul este galben. Eu cred că în această tăcere și în această așteptare și această distanță s-a ajuns la niște, am zis, soluții. Am zis de la început. La capătul setului de cărți, 4 de cupe. 7. Este un suflet pereche care e în stand-by. Știți ce înseamnă? În așteptare. Față de care aveți pasiune, da? O întâlnire karmică. Da, a trebuit să alegeți și voi și ei. Sau ori voi, ori ei. Dar mare grijă cu alesul ăsta să nu pierdeți ocazia. Mare grijă. Clarificăm asul de spade în prezent. Odată. De două ori. De trei ori pentru balanțe. Ah, ce frumos! Roata norocului! Aici este, înțelegeți? Ieșiți din programări. Ieșiți din programări altot. Știți să faceți, ascultați ce am zis la lună plină. Sunt niște videoclipuri. Poate ar trebui să mai fac unele și mai complexe, dar în fine, să sperăm că nu o să mai fiu așa alergată. Dar cățelul ăla trebuia salvat, măi, trebuia salvat. Nu se poate. Încă săracul. De-abia merge pe... Se ține pe primele două labe, pe răbuțele din față. Alea din spate, încă nu. Of! Deci, roata norocului. Aici este adevărul la care ajungeți. Cum puteți schimba energia? Și energia de aici, aici stă. Și aici a stat. Da? Eremitul. Mai dăm o carte pentru prezent. Prezent și viitor au apropiat o dată, de două ori. De trei ori. E că vreți bani! Și eu vreau! Vă rog frumos, donați pentru acest canal, dacă faceți rost de bani. Aveți o idee cum să vă schimbați norocul, cum să găsiți comoara din insulă? Ha! Ce drăguț! Dă norocul peste voi, mă, și face și bani, și exprimă așa adevărul și victorie și succes. Wow! Donați acestui canal dacă se va întâmpla acest lucru. Aveți doi ași în prezent și viitor apropiat. Wow! Și roata norocului. Am emoții pentru voi! Da, mă bucur. În primul și în primul rând. Haide să mai zicem așa ceva, da? Eu mă bucur pentru toți. Adevărul la care ajungeți ține de valorile la care începeți. Altfel de... E o schimbare de valoare, de sistem de valori, da? Cred că are... are... Eu ce mă bălbăi? Dacă ați întâlnit un personaj puternic emoțional, spiritual, vreau să zic, acest personaj a participat la această schimbare de valori și la acest adevăr la care ajungeți în curând sau chiar ați ajuns. Da? Și orice adevăr, orice cuvântare, orice gând, știți? Vă zic eu dacă nu știți, dar probabil că intuiți, nu? Că trebuie și manifestat, că degeaba ai adevărul dacă nu îl pui în practică într-o formă sau alta. Și aici este iar schimbarea de energie, acțiunea.
acțiunea, cavalerul de bâte, dreptatea care trebuie manifestată, astfel de spate înseamnă dreptate, schimbare de energie. Da? Și ceva nou, o nouă relație, eu știu, uite. V-a stresat foarte mult această pasiune și această dragoste. V-a stresat și nu doar pe voi, și pe cei din preajma voastră, că probabil au simțit că vă influențează această dragoste, regina de ceasul de bâte, regina de cupe și 10 de cupe, da? Asta înseamnă multe emoții. Pasiune, dar și emoții, copleșitoare. V-a stresat, repet, și v-a stresat și pe voi, dacă aveți un partener, parteneră, i-a stresat și pe ei, dacă au partener, partenere, da? Și partenerii voștri, mai ales pe ceilalți, dar ca un trăsnet apare și bucuria, da? Întâlnirea, că am văzut 6 de cupe și 3 de cupe, înseamnă împăcare, echilibru, reechilibrarea, da? Măi, e frumos, eu mă bucur că vin sărbătorile și vrem să ne bucurăm. Hai să vedem diavolul, sfatul, odată, pentru balanțe, de două ori. De 3 ori. Soarele nu vine, s-a ascendent. Judecata. E bine, în sfârșit văd o carte pozitivă. Renașteți. Poate să fie. Aici am zis, ego, varianta bună. Dorința obsedantă de a renaște într-o nouă direcție și se pare că cineva participa la această renaștere. Într-o formă subtilă, sau poate mai puțin subtilă, poate dragostea și pasiunea și spiritualitatea a fost trăsnitul, da? Care v-a obligat să ieșiți din acest sicriu. Și am senzația că sicriul a fost aici. La 9 de bâte și 10 de monede. Pentru că e o formă rigidă. Judecată. Posibil interesa. Regina de cupe. Dacă a fost un trio între voi, cineva s-a separat de voi și are în continuare pasiune, are în continuare dragoste, dar s-a separat de voi pentru că a conștientizat că până nu se rezolvă legătura karmică, lanțul acesta de care sunteți ținuți, voi sau ei, Nu se poate. Și aici este sfatul. Desprindeți-vă de oamenii care vă țin pe loc. Aici, eu așa simt. Poate să fie și cariera, poate să fie și familia, pentru că e un 10, ar putea să fie și casa 10-a carierei, dar poate să fie și familia, tradiția, educația în care ați fost crescuți. Aici trebuie vindecat, puteți să mergeți la un consilier, dacă nu vreți să veniți la mine. Glumesc, dar n-am timp. Vă zic și eu cât pot. În fine, da, aici este. Judecată e Pluto. Pluto care transformă. Ne face să suferim, dar suferim, da? Suferim tocmai ca să ne trezim. Regina de cupe, dragoste. Aici este renașterea. În ce direcție? Înspre dragoste față de voi, generozitate, compasiune. Da? Și pasiune, dar și compasiune. Aici este trezirea. Posibil să fie femeia divină pentru unii dintre voi. Pentru unii. Și când vorbesc de femeia divină, nu mă refer numai la o femeie, poate să fie și un bărbat în energia sa, feminină, cea mai înaltă. Da? Poate să fie, să zic, un preot. Da? Poate să fie un preot. Poate să fie o mare preoteasă, poate să fie un profesor. Da? Acum, poate nu e niciuna niciodată și toate aceste calități le are neoficial. Le are pur și simplu prin felul în care se manifestă în viață. Înțelegeți? Nu trebuie să fii profesor, adică ca să fii profesor spiritual, cu voi vorbesc altfel, nu știu de ce. Ca să fii profesor spiritual nu trebuie o diplomă, da? Îți trebuie diplomă pentru a fi profesor de, eu știu, matematică sau de artă, ca mine, da? Îmi trebuie o diplomă ca să fiu profesoară de artă. Dar ca să fii profesor spiritual, nu trebuie diplome. De aia am zis, nu e obligatoriu să fie o chestiune oficială. Dar, mai.
Da. Vreți povestea aceea de dragoste, aceea care plutește în aer, vreți să se manifeste. Mai dăm o carte pentru această judecată odată. De două ori. Iar pacheta la relungă de trei ori. Iată. Judecată. Și judecați. Că în momentul în care tăiați legăturile karmice, asul de spade taie legăturile karmice, renașteți într-o nouă direcție și atunci trebuie să inițiați. Da? Aveți și cavalerul de bâte și valetul de bâte, trebuie să inițiați, să intrați în acțiune, să vorbiți, să faceți pași, dar nu doar păsuleți. Da? Chiar trebuie să vă implicați așa, cu originalitate, cu creativitate. Sunteți într-o transformare de mai mult timp, într-o nouă direcție. Posibil că nici n-ați spus-o, sau poate nici voi nu ați știut. Ați simțit așa, ați intuit că ceva se transformă în voi și că vă îndeamnă. Poate începe să credeți, să reconstruiți alte lucruri, să vă consultați în, eu știu, în astrologie, tarot, să ascultați tarotul, tu mai voi, da? Unii, rațional, da? Dar toate aceste lucruri au participă la această transformare. Acum, în general, regele de spade e semnul de aer, geamă, balanță sau vărsător, deși neobligatoriu. Dar persoana rațională, aceea educată să fie într-un anume fel, vrea să meargă, să exprime, iar creativitate, expansiune, să povestească despre toată transformarea prin care a trecut, să povestească despre ceea ce simte, ce simte șase de cupe. Simte, prin meditație, poate unii ați făcut, am și fiori, depinde, dacă vă permiteți financiar să faceți regresii, să vedeți în alte vieți, dacă vă permiteți să aveți curajul. Pentru că trebuie să vă permiteți și financiar ca să faceți regresii. Și să povestiți cuiva că ați înțeles, simțiți, că acest personaj v-a mai fost alături într-o altă viață. Așa simt mesajul, să-l transmit. Regina de monede poate să fie soție, mamă, într-o altă viață. Așa văd cărțile. Dacă voi vreți să le interpretați altfel, e treaba voastră. Eu transmit un mesaj pentru anumite balanțe, soare, lună, venus, ascendent, în altă balanță. Da? În decembrie. Acum, 8 de cupe. Hai să clarificăm exteriorul. O dată. De două ori. Ia uite. Regina de cupe. De monede. De trei ori. Cine s-a îndepărtat de voi și v-a blocat? A fost clar o separare cu 2 de spade și 8 de cupe. A fost o separare. Pe de o parte, a fost necesar în această dragoste să vindecați niște aspecte profunde despre care tocmai am vorbit, da? Iar apare vindecare și asul de cupe într-o formă este vindecare, da? Și în primul rând, creștere spirituală, ascultarea intuiției. Dar intuiția o găsim și aici, da? Nu ascultăm rațiunea, ci intuiția. Personajul acesta. Sunt două variante, evident. Poate să aibă legătură cu mama, soția de aici, da? Blocajele care trebuie vindecate și înțelese. Și poate să mai apară personajul acela care vă creează un sentiment de stabilitate, dar încă nu s-a manifestat, acum urmează să se manifeste. Nu s-a manifestat pentru că a fost un blocaj de comunicare, o detașare emoțională, poate chiar o distanță, o decupe, da? Cineva a încercat, voi, ei, sau poate amândoi, da? Ce mai simt din partea cuiva, personajul care vă influențează? Dacă cineva v-a blocat, a încercat să se detașeze, a fost, pe de-o parte, din cauza unei mame sau unei soții sau unei femei din familie. A trebuit să aleagă între un personaj din familie, o femeie din familie. Eu așa simt mesajul, așa vi-l transmit.
Da. Dar aici nu sunteți voi, clar, este altcineva. Și iar, repet, ca să înțelegeți și să puteți și voi să vă căutați în viață. Ori este 10 de monede de aici, față de care și voi aveți un blocaj, pentru că nici ei nu sunt deschiși. Da? 8 de cupe, 2 de spade, nici ei nu sunt deschiși. Atunci, cum să fii deschis cu cineva care nu e deschis? Logic. Nu? Că vorbim totuși logic. Dar poate să fie și personajul care așteaptă să fie manifestat, despre care am vorbit mai devreme. După o perioadă de tăcere. Și aici iau ceva de vindecat. Iar compasiunea, protecția celor dragi. Știu, poate cineva are în grijă un alt personaj. Mai dăm o carte, sunt curioasă. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, 9 de cupe. Altfel simte multe emoții. E frumos, da? Simte multe emoții. Speră în continuare. Chiar dacă a fost blocaj de comunicare între voi, acest personaj speră că se va crea stabilitate, da? Ține la voi, chiar dacă trebuie să se rețină, pentru că are niște responsabilități față de o femeie. Da. Poate sunt și conflicte acolo. Regina de Pute și 10 de spade. E o chestiune în familie. Da. Ce melodie? Ia, că înșoptește intuiția melodia. Ah, Eminem? Cleaning? Ah, cum îi zice? Că nu prea le știu titlurile. Cleaning out my clothes? Nu? O să caut. Sau poate reuși să găsiți voi. Cleaning. Out my clothes. Clothes. Nu mai știu. Eminem. În fine, da. Cineva trebuie să-și facă curățenie în... Da. Și voi, și ei, și cine mai fi. În viața de familie. 3 de spade. O dată. De două ori. Puteți să ascultați în repriză dacă e prea lungă etalarea. Regina de Bute. Vă este teamă că această pasiune, poate pe cineva, pe unii dintre voi, o persoană foarte pătimașă cu care aveți conflicte, va crea de-a lungul timpului stres, dezamăgiri, posibil, posibil. Dar mai este și varianta, și ea foarte posibilă, să funcționeze în paralel, ca pasiune pentru cineva să vă sperie că e atâta pasiune încât vă va răni. Eu? O chestiune care trebuie vindecată, da? Clarificăm 6 de spade. O dată. De două ori. Păi de bătă, trebuie să alegeți. Vă doriți să alegeți să mergeți înspre soarele pe care l-ați mai văzut vreodată, cândva. Iau regina de cupe. Spre oamenii care vă hrănesc emoțional, vă protejează, vă alină, iată, vă înțeleg, sunt plin de compasiune, da? Și regina de cupe în poziția normală, nu e invers, nu e manipulatoare, nu. E plină de empatie. Mai dăm o carte. Ce vă doriți să alegeți, evident. Eventual să fiți aleși o dată. De două ori, de trei ori. O, 10 de cupe! Yes! Da! Ce vă doriți? Să ieșiți din stagnare, vedeți lucrurile acum dintr-o altă perspectivă, vreți să aveți o întâlnire, da? În care să meargă totul strună, să impresionați? Să impresionați pe cineva? Da. Adică nu e suficient să visați, trebuie să treceți în... Da, să acționați, asta e clar. Lăsați în urmă apele tuburor, repet, mergeți înspre soare, da? Mergeți, mergeți. De fapt, cam așa vine. Decizia, călătoria și ținta. 10 de cupe. Happy, happy, happy. I'm happy. Cum îi zice? Cine cânta? Happy. Vă doriți să fiți fericiți, e normal. Happy. Cine cânta happy? Voi știți.
Valetul de spate în viitor o dată, de două ori, de trei ori. Da, încheiați un capitol. Dacă a fost o distanță, care v-a făcut să vorbiți mai puțin și să-i urmăriți așa de la distanță pe social media? Acum încheiați capitolul pentru că intrați în manifestare, de-aia se încheie capitolul. Posibil, da, eu așa zic, rămâneți la zero, țineți la această romanță. Da. Țineți la această romanță, iar pe regina de cupe, de ce poate fi mai frumos? Da? O persoană drăguță, dar și pasională, da? Drăguță, blândă, dar și pasională, da? Cu care vă simțiți ca acasă, 6 de cupe, 2 de cupe, 0, țineți la ei și ei la voi. Pentru că normal că și ei țin la voi, că dacă e 2 de cupe și 6 de cupe, normal că și ei țin la voi. Trebuie să aveți o îndoială. Clarificăm. Dacă încheiați capitolul cu cineva, probabil vă vor mai urmări să vadă dacă sunteți fericiți, vă e bine. Aoleu, este bine. Balanței. Ce-o fi? Soare, Lună, Venus. Dar de ce e bine? 7 de gâte odată. De 2 ori. 3 ori. De spate. Eu zic așa și sper să zic bine. Dacă ați fost așa blocați în aceste energii karmice, dependențe de familie, de carieră, de niște chestiuni, da? Nu știu, găsiți cu aceste soluții și cu acest noroc, găsiți o variantă să tăiați, da, cu sabia asta, să tăiați legăturile, că? Legăturile. Eu zic că veți găsi soluții și veți începe să dați de pământ cu unii și cu alții. Nu mai văd combativ, defensiv, ba, combativ îl văd acum pe 7 de bâte. Da. Nu mai vreți să visați, nu mai vreți să regretați nimic, vreți să fiți niște împărați romantici. Ha! Adică niște oameni stabili, dar care se pot bucura în stabilitatea lor și de dragoste. Pentru că stabilitatea trebuie să ne ofere și așa ceva, nu? Clarificăm 5 de monede odată. De două ori. Mare grijă pentru cei care vă vor legați de ei, s-ar putea să se mai zbată pentru interesul, pentru atenția voastră. Ce frumos, ce frumos. Da, nu știu, ceva se întâmplă, trăsnet, așa. Ca un trăsnet. Ce vine? Trăsnetul. E stresant un pic. E stresant. După atâta așteptare și după atâtea griji să exprimați emoțiile acestea. E stresant. Dar va veni. Pentru că de la atâta stres, ce să mai... Veți simți nevoia să răbufniți și să echilibrați situația. Ia, mai dăm o carte pe acest turn o dată. De două ori. De trei ori. Iată. Apare exprimarea emoțională, gata, și pasiunea și tot. Apare. Dacă vă simțiți singur în viață și vă separați de cineva, familie, repet, tradiții, cultură, ce-o mai fi, ca un trăsnet vă întâlniți cu un personaj care vă aduce alinare, compasiune, iaute, vă echilibrează. Vă toarnă din cupa lor în cupa voastră, aceea de carieră, deci sunteți foarte îngrijorați, sunteți, iaute, 9 de bâte, dați în urmă. Da? Evident că poate să fie povestea și invers, dar și eu așa o spun. Clarificăm echilibru o dată, de două ori, de trei ori. Da, echilibru, vindecare. Trei de cupe. Și împărăteasa. Împăratul și împărăteasa, după atâtea lacrimi și așteptare, vă întâlniți perechea divină. Wow, și trei de cupe. Dacă vreți să faceți copii, puteți să faceți și copii, dar... Bine, depinde ce vârstă aveți. Ce frumos, până una te ieșiți undeva, aveți și voi ceva bun. Vai, bucurați-vă, dansați, chemați prietenii, deși s-ar putea unii să vă invidieze că v-ați găsit perechea divină. Ce frumos, mă bucur pentru voi, da? Ha, dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup și sărbători fericite. Numai bine, ciao, ciao!